Bună ziua, stimați reprezentanți mass media! Sunt bucuros să vă salut pe toți aici. Iată că ne revedem, situația stărilor de urgență ne creează posibilitatea să avem o comunicare mult mai frecventă. Sperăm pe măsura frecvenței să fie și utilă pentru noi toți. Tema discuției de astăzi, în mare parte, se axează pe subiectul zilelor următoare, în mod special ziua de 9 mai. Cunoaștem cu toții că este în atenția presiei, în atenția cetățenilor această zi și, bineînțeles, este și în atenția Ministerului Afacerilor Interne, a subziunilor sale subordonate. Eu, în numele Inspectoratului General al Poliției, întâi de toate, vreau să vă comunic că și noi, polițiștii, suntem cetățeni ai acestui stat. La fel și noi, ca și ceilalți cetățeni, ne dorim un trai liniștit, o viață bună, condiții omenești, o cultură, o educație, să avem cu toți acea comunicare prielnică dintre societate și poliție, care să asigure o viață cât mai plăcută societății noastre. Cu acest prilej, eu o să vin, cum de fapt am făcut-o și pe parcursul ultimei perioade, cu un îndemn către toți cetățenii, toți cei care intenționează cumva a participa la anumite manifestații în zilele următoare, să se conformeze cadrului legislativ și să respecte acele reglementări legale care au fost stabilite de legiuitor și, bineînțeles, să ne conformăm printr-un mod civilizat, să avem o atitudine corespunzătoare și să nu încălcăm cadrul normativ. În această perioadă, colegii mei vor monitoriza întreg procesul de desfășurare a acestor acțiuni, marș și alte tipuri de întruniri care cad sub incidența legii cu privire la întruniri. În întreaga această perioadă vom asigura o echitate în acest proces, astfel încât fiecare polițist, pe lângă acțiunile sale propriu-zise, va încerca să fie cetățean, va încerca să fie cât mai aproape de persoanele aflate în public și să avem o comunicare deschisă cu toți, astfel încât să putem convinge cetățenii care poate până la moment sunt mai puțin informați despre faptul și necesitatea că toți avem o obligativitate în fața acestui stat, toți avem responsabilitatea și suntem impuși de lege, că legea trebuie respectată. Cum am spus și anterior, legea nu poate fi aleasă în faptul de a fi respectată sau de a nu fi respectată. Amintesc că poliția nu are ca scop și nu urmărește îngrădirea dreptului la acces la manifestații sau la întruniri. Dimpotrivă, noi vom susține orice acțiune pașnică, dar în același timp vom fi cu ochii pe cetățeni, vom fi cu ochii pe acțiuni și vom întreprinde toate acțiunile în vederea asigurării și respectării de neadmitere a unor abateri care pot fi comise în această perioadă și bineînțeles că nu vom cădea pradă să venim cu provocări la provocările care pot veni în adresa poliției. Pentru aceasta vom avea o activitate sau o tentă de desfășurare a procesului nostru bazată pe intelectualitate, pe tehnologie și, bineînțeles, pe comunicare. Eu aș vrea să îndemn cetățenii atunci când se confruntă cu o neclaritate sau cu o situație incertă în această perioadă să nu ezite să apeleze la apelul 112 sau la cel mai apropiat sector de poliție sau la cel mai apropiat polițist care este în preajma sa, pentru a se informa, în primul rând, despre acțiunile și pașii care urmează să-i întreprindă. Și eu vreau să vă asigur că toți polițiștii sunt informați, toți polițiștii cunosc, de a ieși la comunicare cu cetățenii, de a informa și de a spune care sunt, de fapt, reglementările și pașii corecți care urmează să fie realizați de către noi toți, cetățenii acestui stat. În același timp, vreau să afirm franc că poliția nu va tolera, nu va manifesta neglijență în raport cu oricare ar fi persoana care va admite sau va încerca să admite
derogări de la cadrul normativ sau care va încerca cumva să instige la nerespectarea cadrului legislativ. Toți cetățenii sunt egali în fața legii, eu am spus-o și o repet încă o dată, indiferent de statutul acestora, indiferent de funcțiile care sunt deținute și indiferent de viziunea care o are în această societate. Nu în ultimul rând vreau să mă adresez către toți părinții care au copii, care urmează să fie poate antrenați în anumite acțiuni, să fie responsabili pentru acțiunile copiilor săi, deoarece noi, ca părinți, avem responsabilitatea în procesul de educare, iar tot ceea ce cade sub incidența unei norme prevăzute de codul penal sau codul contravențional, poartă răspundere părinții sau reprezentanții legali ai acestora. De aceea, încă o dată, îndemn toți părinții să aibă prudență, să comunice cu copiilor, să informeze despre riscurile care pot apărea, nedorind sau fără intenție, dar pot fi provocați și antrenați copiii în unele acțiuni care contravin cadrului legal. Eu sunt încrezut că o mare parte din cetățenii acestui stat sunt cetățeni de bună credință, sunt cetățeni care se conformează solicitărilor organelor de drept. Eu o să reiterez și o să mulțumesc acestor cetățeni. Eu o să spun cu apreciere că noi avem cetățeni responsabili, am repetat-o și anterior, inclusiv din cei care singuri s-au prezentat la instituțiile organelor de forță și au predat cu propria dorință acele bunuri care de fapt sunt reglementate deja ca interzise prin lege, fapt pentru care sunt recunoscător și încă o dată sper că marea majoritate, toți cetățenii noștri, vor percepe riscurile și situațiile la care pot deveni pradă, pot deveni victimă și eu îndemn ca toți să fim o țară unită, o țară consolidată, doar prin comunicare, doar prin respectarea legii vom putea parcurge pașii viitori în liniște și pace. Asta a fost a vă spune. În același context, profitând de ocazia că suntem aici și nu am avut posibilitatea să ajung la colegii mei de la Brigada de Poliție, cu Poliție de Destinație Fulger, Brigada Fulger, eu prin intermediul dumneavoastră aș vrea să-i felicit astăzi cu sărbătoarea Sfântul Gheorghe, care este și hramul acelei instituții. Cu acest prilej eu îmi felicit colegii de la Fulger și bineînțeles și toți cetățenii care poartă acest nume. Eu vă mulțumesc. În continuare vor urma colegii mei de la Inspectoratul General Situației de Urgență, Inspectoratul General Poliției de Frontieră și Inspectoratul General de Carabinieri. Dacă vor apărea întrebări, deja la final suntem pentru întrebări. Bună ziua, stimați reprezentanți mass-media, Hristos a înviat. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este la datorie 24 de ore, 7 din 7. Totodată va fi și la datorie și în zilele de sărbătoare, Ziua Victoriei și Ziua Europei. În acest sens, pentru asigurarea securității și siguranței cetățenilor, Inspectoratul General a întreprins un șir de acțiuni de prevenire care au menirea de a preîntâmpina situațiile de risc, dar și asigurarea securității antincendiare. Luând în considerație temperaturile calde și perioada de mini-vacanță, o mare parte din cetățeni vor opta pentru ieșirea la aer liber, dar și vor organiza picnicuri în spații forestiere și spațiile de agrement. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu îndemnul față de oameni să respecte cu strictețe regulile securității antincendiare. Este interzis aprinderea rugurilor, focurilor pe iarbă și grătarilor pe pământ. O atenție separată trebuie acordată oamenilor vârstnici și copiilor.
În acest sens, este important ca copiii să fie supravegheați pentru a evita cazuri cum a avut loc pe 4 mai în municipiul Chișinău, pe bulevarul Traian, unde un copil de 3 ani a căzut în gol, în spațiu dintre două blocuri. De sărbători, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va funcționa în regim de alertă, iar atenția salvatorilor și pompierilor va fi concentrată asupra activității de menținere siguranței și securității populației, precum și activitatea centrelor provizorii pentru refugiați. Pentru asigurarea securității antincendiare, dar și regimului de siguranță în Republica Moldova, vor activa zilnic 600 colaboratori din cadrul Inspectoratului General a situației de urgență, precum și vor fi antrenate 200 unități de tehnică. Stimați cetățeni, în mare parte siguranța depinde de fiecare dintre noi. Doar în cazul situației de risc, nu uităm să apelăm Serviciul Unic de Urgență 112, prin ce vom minimiza timpul de răspuns la acordarea sprijinului și ajutorului solicitantului. Cu această ocazie doresc tuturor sărbători frumoase, fără situații excepționale și risc. Vă mulțumesc! Dragi cetățeni, informați-vă doar din surse oficiale și călătoriți în siguranță. Asta a fost îndemnul nostru către tot cei care în această perioadă planifică să călătorească. În acest sens, este posibilă majorarea numărului de traversări peste frontiera de stat. În aceste condiții, circa 1800 de angajați ai Poliției de Frontieră zilnic vor fi antrenați în activitatea de control și supraveghere a frontierei de stat, vor fi la datorie, îndeplinindu-și misiunile cu prontitudine și profesionist. Voi reitera doar câteva din măsuri pe care le vom întreprinde noi în acest sens. Vor fi planificate mai multe patrule și mai mulți angajați pentru fluidizarea traficului în punctele de trecere a frontierei de stat, iar în dependență de situație vor fi folosite rezervele antrenate pe fiecare direcție regională și fiecare sector a Poliției de Frontieră. Vom sincroniza toate acțiunile noastre cu colegii noștri din Serviciul Vamal. În același timp, vom fi în contact direct pentru schimb de informații cu colegii noștri din Poliția de Frontieră din România, Serviciul Grăniceri de Stat din Ucraina și colegii noștri din Serviciile Vamale a statelor vecine. Vom utiliza la maxim, așa cum o facem de fiecare dată, infrastructura punctelor de trecere, inclusiv la necesitate, vom implementa procedura revers. Vom detașa în sectoarele Poliției de Frontieră grupe de sprijin din numărul ofițerilor din aparatul central pentru acordarea asistenței și comunicarea cu cetățenii pe pistele de control. Vom antrena mai multe echipaje ale Poliției de Frontieră pe sectorul verde a frontierei de stat și în zona de frontieră, precum și în localitățile frontierei de stat, pentru asigurarea ordinii publice. În acest sens, avem stabilite mecanisme de cooperare și acțiuni comune cu colegii noștri din Poliția Națională, Inspectoratul General Carabinieri și alte subdiviziuni ale Ministerului de Interne. Amintesc că orice întrebare ce vizează activitatea noastră, situația din punctele de trecere, poate fi aflată contactându-ne la linia verde 022-259-717, în regim de timp, pe pagina oficială a Poliției de Frontieră și canalul nostru de Telegram, unde informațiile cu privire la situația în punctele de trecere este actualizată permanent. Dragi cetățeni, situația și practica anterioară arată că noi folosim numai punctele de trecere în mare parte Leușeni și Sculeni. Vă îndemn, vă recomand, punctele de trecere Costești, Lipcani, Cahul, Oancea, sunt în această perioadă practic libere. Folosiți și aceste punctele de trecere. Iar dacă folosiți punctele de trecere Leușeni și Sculeni, rugăm să fiți corecți, pentru că colegii mei, împreună cu colegii la Serviciul Vamal, fac totul posibilul ca acțiunile
și timpii de așteptare în aceste puncte de trecere să fie minimizate la maxim. La apariția situațiilor specifice, rugăm să fim sesizați pe liniile de telefonie folosite permanent, totodată să fie folosită posibilitatea de anunțare a colegilor noștri din spia a Ministerului Afacerilor Interne. Următorul anunț îl voi face în limba rusă pentru că vizează cetățenii Ucrainei. Уважаемые граждане, в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям были изменены условия пересечения государственной границы Республики Молдова в облегченном режиме. Документы, удостоверяющие личность и проездные документы в том случае с истекшим сроком действия, на основании которых украинские граждане, прибывшие непосредственно с территории Украины, могут въехать в Республику Молдова. Для несовершеннолетних свидетельство о рождении, справка, подтверждающая рождение ребенка, выданная медицинским учреждением, национальный документ, удостоверяющий личность, паспорт, а также другие виды документов, которые позволяют идентифицировать личность. Удостоверение личности гражданина, выданное посольством Украины в Республике Молдова, временное удостоверение личности, выданное Бюро по миграции и убежищу, студенческий билет, удостоверение школьника, а также их копии или в электронном виде. Для совершеннолетних национальное удостоверение личности, паспорт, а также иные виды документов, позволяющие идентифицировать личность, в том числе удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Республике Молдова, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции и убежища, водительское удостоверение, а также их копии или в электронном виде. Граждане Украины, въезжающие или выезжающие на территорию Республики Молдова или с территории Республики Молдова, на основании документов, удостоверяющих личность или проездных документов, которые я зачитал ранее, и находящиеся на территории Республики Молдова, имеют право пересекать государственную границу в направлении въезда в Украину на основании тех же документов, удостоверяющих личность или проездных документов. С 4 мая сего года граждане Украины могут только один раз воспользоваться указанным упрощенным порядком пересечения границы при выезде из Республики Молдова и направлении въезда в Украину без учета пересечений границы до указанной даты. В случае повторного намерения пересечь государственную границу в облегченном режиме в направлении Украины, гражданам Украины будет отказано в разрешении на выезд из Республики Молдова до оформления действительных документов, необходимых для пересечения государственной границы. In conclusion, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră este mobilizat la maximum pentru următoarea perioadă, fiind aplicate toate mecanismele necesare pentru crearea condițiilor confortabile și legere la trecerea frontierei de stat, asigurând un nivel înalt al deontologiei profesionale, ordine publică în acțiunile desfășurate în zona de competență. Împreună vom reuși. Stimați reprezentanți ai mass media, stimați colegi, onorată asistență, bună ziua și Hristos a înviat! În ziua de 9 mai urmează tradițional să se desfășoare evenimente de comemorare a celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Tot în aceeași zi vom marca și pacea. Manifestațiile sunt potrivite în forma în care ele sunt pentru comemorare și nu pentru îndemnuri la ură, intoleranță și amenințări asupra ordinii și securității publice. Vom asigura ordinea și siguranța celor prezenți la evenimente. Pentru toate tipurile de evenimente publice petrecute în această zi, peste 1000 de carabinieri vor fi la datorie și vor acționa în cooperare cu poliția,
și cu celelalte arme pentru prevenirea evenimentelor care se vor desfășura pentru protejarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Recomandările noastre către oameni sunt adaptate la un comportament civilizat, să respecte indicațiile carabinierilor și ale poliției, să evite conflictele, provocările și să anunțe imediat reprezentanții subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne despre comportamentele antisociale. Stimați cetățeni, carabinierii apreciază modul pașnic de exprimare a viziunilor, iar orice manifestație pașnică va fi protejată. Totuși, vă aducem la cunoștință că vom acționa cu fermitate acolo unde legea nu se va respecta. Este important să conștientizat că dreptul la întrunire pașnică este un drept fundamental al omului, dar este garantat atâta timp cât adunarea se desfășoară în limitele cadrului legal. Totodată menționăm că nu se consideră etalare, confecționare, răspândire sau deținere în vederea difuzării publice a atributilor ori simbolurilor fasciste, național-socialiste, naziste, ale unei organizații extremiste, precum și a atributelor unor simboluri general cunoscute ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război sau crime împotriva umanității, precum și al propagandei sau glorificării acestor acțiuni, reprezentarea acestora în manuale, cărți, ori pe un alt suport având caracter științific educațional, nici expunerea acestora în cadrul unor expoziții cu caracter științific sau educațional, nici confecționare, deținere sau utilizarea acestora în cadrul reprezentanțelor sau teatru-film, ori în cadrul activităților de reconstituire istorică, în care participanții desfășoară un program după un plan prestabilit pentru a recrea diferite aspecte ale unui eveniment sau ale unei perioade istorice. În acest sens, forțele de ordine demonstrează angajamentul unui stat de a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale omului, dar și de a menține supremația legii. Ultimul apel pe care îl îndrept către toți participanții la aceste manifestări este să respecte prevederile legale și sperăm că în continuare, ajutați de dumneavoastră, vom reuși să gestionăm fără probleme deosebite aceste manifestări. Vă mulțumesc și folosindu-mă de ocazie, vreau să le adresez de numele Inspectoratului General de Carabinieri sincere felicitări tuturor celor care poartă numele Gheorghe, tuturor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne care și-au ales protectorul Sfântul Gheorghe Biruitor ca protector a instituțiilor în care am avut mare onoare să activez pe parcursul carierei. Vă mulțumesc! Stimați reprezentanți mass media, dacă există careva întrebări, suntem gata să răspundem. Nu sunt, da? Eu vreau să vă asigur că atât poliția cât și colegii mei de la Inspectoratul General de Carabinieri suntem pregătiți pentru orice tip de acțiune. Noi sperăm pe încrederea și buna dispoziție a oamenilor să se manifeste exact în limita cadrului legal, dar vreau să precizez că noi nu vom cădea pradă provocărilor, nu vom veni cu provocări la alte provocări, dar vom documenta indiferent de acțiune și circumstanțe. Noi, încă o dată, cu această ocazie, îndemnăm cetățenii să se manifeste liber, dar în limita cadrului legal. Și asigurăm că pentru toate acțiunile avem pregătite toate tipurile de scenarii pentru a interveni în limita cadrului legal. Asta ar însemna că eu, de fapt, fac o descriere a unor acțiuni, ceea ce nu este corect din partea mea. Sunt o categorie de informații cu caracter secret, care eu nu vă-l pot divulga aici. Dumneavoastră nu cred că aveți acces la secret ca să vă pot da astfel de informații. Câți polițiști vor fi la
În funcție de analiza riscurilor care vor apărea și numărul participanților care vor fi la acea manifestație, exact acel număr de angajați de poliție care se poată cuprinde o activitate bine desfășurată, va asigura acest proces de asigurare a liniștii și ordinii publice în perioada respectivă. Deci, provocări pot fi diferite. Noi nu aveam, ele sunt diferite tipuri de provocări. Cred că ar fi o listă exhaustivă a provocărilor care am putea să le cităm acum, dar nu cred că ar trebui să inspirăm pe cineva din afară la acele provocări care noi le avem în lista noastră de scenarii, să le dăm careva indice acum că iată ar fi posibil și așa ceva. Codul contravențional nu reglementează atenționarea sau prevenirea pentru portul panglicii Sfântul Gheorghe. Pentru această acțiune este nemijlocit prevăzut sancțiunea contravențională, amenda și munca neremunerată în folos comunității. Dar aveți informații că se așteaptă provocări? Deci există informații despre măsurile care urmează să fie organizate la data de 9 mai. Vreau să ne spuneți acum la ce etapă este ancheta, dacă a fost audiat șeful adjunct, ce a declarat în cadrul audienților, în ce circunstanțe s-a furat arma și legitimația. Dacă aveți la ziua de astăzi vreun suspect, să ne oferiți mai multe. Eu doar o să doresc să fac o precizare, pornind de la prevederile codului de procedură penală și legii 333 cu privire la organul ofițerului de urmărire penală. Atât eu, cât și domnul Vasiloi nu are niciun drept ca să facă anumite declarații pe marginea unei cauze penale, ori dacă eu mi-aș permite să fac anumite declarații din mersul urmăririi penale, automat aș cădea și eu sub prisma răspunderii penale, asta ar însemna o imixtiune în mersul urmăririi penale. Cred că cel mai elocvent ar fi ca detalii la acest caz să vă relateze dacă consideră oportun organul de urmărire penală. Eu vă mulțumesc dacă nu sunt întrebări. Dacă organizatorii manifestațiilor care vor permite ca persoanele care vor mărșăluri de 9 mai, vor fi sancționați dacă vor fi persoane care vor da amică? Deci vor fi responsabili. Deci, răspunderea o va purta nemijlocit persoana care încalcă, dar dacă se va demonstra că cumva au fost instigați sau determinați la aceste acțiuni, vor, bineînțeles, va putea fi demonstrat probatoriu, vor purta răspundere inclusiv și organizatorii acestora. Am o întrebare pentru domnul Vasiloi. Domnul Vasiloi, referitor la cazul de fanul care a invadat în zona sterilă de pe aeroportul internațional de Chișinău. Reiese că acest cetățean a scăpat de mâinile polițiștilor de frontieră moldoveni de 2 ori. Cum e posibil acest lucru? Ne spuneți dacă ați anunțat și la anchetă? Pe cazul enunțat de dumneavoastră, noi ne-am expus în comunicatul de presă. În acea perioadă, în zona sterilă a aeroportului, se aflau 9 persoane. Persoana nu se afla nici sub un mandat de arest, nici sub o restricție, cu excepție restricție de intrare în Republica Moldova. Pe cazul dat, a fost dispusă o anchetă de serviciu care va elucida toate cazurile sau consecințele nu evaderii, dar faptul că persoana a fugit din aeroportul internațional Chișinău. Imediat cum s-a întâmplat acest lucru, noi am implementat toate protocoalele în acest sens în comun cu colegii noștri din Ministerul de Interne, alte structuri la nivel național, inclusiv colegii noștri din Ucraina. Ancheta de serviciu va arăta cele întâmplate, ce s-a întâmplat de fapt. Până atunci am dispus deja întărirea de comun cu autoritățile din aeroportul Chișinău, suplinirea măsurilor de securitate, inclusiv suplinirea angajaților poliției de frontieră care vor supraveghea suplimentar zona sterilă. Atât am avut să vă spun. Mulțumim. O zi bună.